Doamnelor și domnilor, într-una din cele mai tensionate săptămâni din punct de vedere social, când pe lângă grevă și bâlbâielile pe rotație, premierul l-a mai și sacrificat pe șeful ANAF, liberal, doar ca să iasă bine ministrul PSD-ist al finanțelor. Așadar, în acest context, unul dintre liderii cheie ai PNL, Ilie Bolojan, critică guvernul, critică actuala coaliție pentru felul în care au gestionat țara. Coaliția nu are nicio scuză pentru lipsa reformelor, spune Bolojan. Politicienii aflați la putere sunt principalii vinovați de lipsa de încredere a populației, care a dus, iată, și la prima grevă generală în educație după 18 ani. Problema este care este rezultatul acestei coaliții. Vorbim de rezultate. Electorii PNL sunt nemulțumiți. Aceasta este o realitate pe care nu putem contesta, pe de o parte, pentru că ne-am schimbat președinții în timpul guvernării și oamenii așteptau să nu ne ocupăm de domnul Orban și de domnul Câțu, ci să ne ocupăm de guvernare. Ne-am coalizat cu PSD după ce i-am demonizat în campaniile electorale. E greu să fii credibil în condițiile în care acum un an de zile desfințesc pe cineva și după un an de zile stai cu el de braț. Dar nici asta n-ar fi o problemă. Și trei, electoratul nostru cred că aștepta să facem niște reforme. Foarte mulți electori liberali care lucrează în sectorul privat sau care lucrează în sectorul public, dar își fac datoria, nu le convine când văd oameni care nu-și fac treaba, când văd personal supra-dimensionat, când văd sisteme care nu funcționează și care ar putea fi corectate. Și deci, din punctul meu de vedere, nu rocada în sine este o mare problemă, pentru că, sigur, stabilitatea este importantă, ci ce își propune să facă această coaliție pe mai departe. E clar că se putea face mai mult în administrarea țării și se putea face mult mai mult în ceea ce privește reformele și lucrurile care puteau fi făcute datorită forței acestei coaliții. Adică n-ai niciun argument. Dacă e o coaliție șubredă la 50%, înțeleg că nu putem, pentru că oricine se supără ne dezechilibrează coaliția. Dar când am două treimi, n-am niciun motiv să se supere 10% din coaliție, să fie deranjați categorii sociale, primari și așa mai departe, dar dacă trebuie să facem ceva pentru țara asta, hai să o facem. Din acest punct de vedere, guvernul format de o mare coaliție, din punctul meu de vedere, putea să facă mult mai mult decât a făcut până acum. S-a administrat țara, a fost o stabilitate, ceea ce a fost un mare câștig în condițiile perturbațiilor din zona noastră, a fost o dezvoltare economică, dar acumulările negative pe care le avem de foarte mulți ani în societatea românească puteau fi atacate, puteau fi dezamorsate de către această coaliție care are două treimi și, din păcate, din acest punct de vedere, se putea face mult mai mult. Da, în continuare alături de noi, senatorul USR Ștefan Pălărie, jurnalistul Emilian Isailă și, în legătură cu noi, președintele Consiliului Județean Timiș, din partea PNL, Alin Nica. Bună seara! Bună seara! Tot ce am auzit acum de la domnul Bolojan, practic, țintește în această direcție. Ați vrut o coaliție pe care ați vândut-o și electoratului PNL și celui PSD sub această umbrelă de stabilitate. Dar uite că numai stabilitate și reforme nu livrează, adică exact ceea ce s-a angajat să facă. Cum e văzută povestea asta în PNL, domnule Nica? Bun, acum dacă discutăm de stabilitate, stabilitate există. Uitați-vă în jur, uitați-vă la Ungaria, care este un paria, o țară paria în Uniunea Europeană și în lume. Uitați-vă la Bulgaria, care a avut 5 alegeri în 2 ani și veți vedea că singura țară în acest flanc estic care are o stabilitate politică și te poți baza pe ea este România. Bun, acum nu e că eram foarte destabilizați nici înainte, iertați-mă acum că știți cum e, pare că venim așa după un fel de război civil, Doamne ferește. Nu e cazul totuși. A fost stabilitate și înainte, nu? Care e marea valoare adăugată a acestei stabilități oferite de PSD-PNL? Dacă putem să spunem că a fost stabilitate înainte, am văzut ce s-a întâmplat cu stabilitatea dinainte. S-a făcut praf și nu mai există în momentul de față. Și singura alternativă care exista viabilă, în afara alegerilor anticipate, era această construcție mare între cele două partide principale din Parlament. Dar ceea ce a livrat ce s-a angajat? Asta e întrebarea. Dar lăsați-mă să vă spun exact ceea ce vreau să vă spun legat de partea aceasta de livrare. Da, s-a livrat stabilitate, s-a livrat administrarea țării,
Însă sunt de acord și eu, ca și domnul Bolojan, și sunt mai mulți colegi din partid care gândesc în acest fel, că o astfel de coaliție majoră, cu compromisuri majore din punct de vedere ideologic, își are sensul atâta timp cât faci ceva major pentru țară. Adică nu doar administrezi. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu domnul Bolojan și vă spun, nu suntem singuri în Partidul Național Liberal care gândim așa. Dar categoric am fost și noi pentru această variantă, pentru că nu există alta. În varianta cu USR nu se mai putea, pentru că din PNL plecase atunci cu ocuparea Orban și nu mai era decât alternativa alegerilor anticipate. Noi nu puteam să avem alegeri anticipate în plină criză energetică, în plină criză a gazelor și cu creșterea prețurilor pentru cetățeni. Bun, deci dar acum tot pendulați în... Am înțeles ideea. Tot pendulați în trecutul penelist-ouserist, dar chiar dumneavoastră ați fixat un moment T0 de la care trebuia livrată această stabilitate și aceste reforme, mai ales. Și ziceați mai devreme că sunteți de acord totuși că nu s-a întâmplat chestia asta. Păi și atunci care e soluția? Asta nu ascunde deloc sau nu pune deloc într-o lumină defavorabile lucrurile pozitive care s-au întâmplat. Am avut o creștere economică record în Uniunea Europeană. Lucrurile acestea se văd, investiții... Păi nu se văd, că uitați-vă că n-ajunge, chiar Ciucă recunoștea zilele astea, că n-ajunge la oameni creșterea asta economică, el dând vina pe ANAF. Vă rog să mă lăsați. Păi nu, dar le punem în context ce spuneți, că pare că sunt așa de pe altă... Dacă cereți părerea, vă răspund, dar dacă nu mă lăsați să vorbesc, atunci de ce mă întrebați? Bun, părerea e una, domnule Nica, dar faptele pe care le invocați nu sunt corecte într-o totul, iertați-mă. Dar lăsați-mă să-mi spun părerea, dacă doriți și părerea PNL-ului. Că așa să facem judecăți de valoare rupând scânturi din ceea ce spune unul și celălalt. Păi nu-s judecăți de valoare. Chiar, repet, Ciucă cu gura lui a zis ieri, nu ajunge la oameni, nu se vede creșterea economică pentru că, zicea el, nu e bine colectată taxa în România. Astea-s fapte, astea-s declarații care au existat, le știți foarte bine. Bun, deci ceea ce vreau să vă spun este că acele chestiuni pozitive care s-au întâmplat pentru România nu sunt deloc de neglijat și sunt consecință directă a stabilității de care s-a bucurat țara noastră din punct de vedere politic, pentru că investitorii, agențiile de rating sunt foarte sensibile la aceste aspecte. O România, chiar dacă se împrumută acum la costuri majore și asta se întâmplă doar pentru că PSD-ul n-a luat la timp măsurile care se impuneau pentru ținerea în frâu a deficitului bugetar și știți acei ani în care jonglau din cifre ca să se încadreze sub 3%, când de fapt după aceea aflam că a fost peste 3% acel deficit bugetar și suntem singura țară cu această piatră de moare de picior care duce dobânzile în sus. Dar ceea ce vreau să vă spun este că părerea mea este sinceră, este că PSD-ul, prin mișcarea politică pe care a făcut-o și tot acest joc de imagine, de fapt nu dorește să guverneze România. Și singurul partid responsabil care are curajul, iată, în momente grele, să-și asume guvernarea, a făcut-o în pandemie, a făcut-o prin toate aceste crize și a scos țara la liman cât de cât. E adevărat, sunt și costuri pentru cetățeni și costurile sunt dureroase. Însă, atunci când ai un partid responsabil, trebuie să mergi și să guvernezi. Ar fi fost foarte simplu pentru noi să spunem nu, mergem în opoziție, să vină PSD-ul cu cine? Cu Aurul și cu USR-ul să facă un guvern? Haideți să fim totuși oameni cu capul pe umeri și să gândim care sunt alternativele. USR-ul se poate alia cu PSD-ul și cu Aurul să facă un guvern în lipsa PNL-ului? Păi nu știu dacă s-a pus problema vreodată să vă aliați cu Aurul și cu... Nu, dar domnul Nica, chiar avem reprezentat USR aici. Să vă pun o întrebare, dacă se poate vă salut de aici din studio. Vă salut. Înțeleg că dumneavoastră spuneți totuși că sunteți de aceeași opinie cu domnul Bolojan, că de aici a pornit conversația, că nu au fost reforme. Și eu chiar mă întrebam, dumneavoastră ați încercat să faceți reforme cu o viteză mai mare și PSD-ul v-a oprit? Sau din potrivă, PSD-ul a vrut să facă foarte multe reforme și dumneavoastră i-ați împiedicat? Ce anume din această majoritate de 70%, care în mod normal, dacă își punea ceva în cap, dacă și-ar fi pus în cap să facă niște reforme fundamentale, fie că vorbim despre reorganizare administrativ-teritorială, comasare voluntară sau orice altă formă, pe un subiect pe care știți foarte bine, pentru că sunteți aproape administrația publică, ar fi trebuit să fie făcut. Fie că vorbim despre modificarea codului electoral, despre reforme electorale, fie că vorbim despre lucruri la care n-ai nevoie de foarte multă imaginație câtă vreme sunt trecute în PNRR. Reforma pensiilor speciale, reforma sistemului de pensii, reforma salarizării unice în sistemul bugetar.
unde au fost opririle, ca să înțelegem puțin, deși spuneți, da, sunt de acord, nu au fost suficient de multe reforme, am livrat stabilitate, dar nu reforme. Bun, deci PSD-ul pune frână, cine pune frână? Pentru că înțelegerea cu PSD-ul nu a fost pe aceste reforme. Dacă țineți minte, atunci când ne-am luat, nu din dragoste, ci din nevoie, PSD-ul la guvernare, nu s-a pus în discuție nicio măcar o măsură de reformă. Pentru a discuta măsuri ample de reforme în statul român, e nevoie de dezbatere, e nevoie de negocieri serioase. Ori noi cu PSD-ul vedem lucrurile diferit, atât în privința reorganizării administrative teritoriale, cât și în privința revizuirii Constituției, cât și în privința reformei fiscale sau reforma sistemului. Păi și după un an jumate, dacă v-ați prins că nu funcționează, de ce mai stați împreună? Același lucru ca și mine, că dacă este să continuăm cu această mare coaliție, în primul rând, reforme nu faci în crize majore și în an electoral. Dacă este să continuăm cu această mare coaliție și după alegerile din 2024, ei bine, atunci noi nu mai putem să venim în fața românilor să spunem, domne, mergem împreună doar să administrăm țara. Nu, trebuie să ne propunem niște măsuri serioase de reformă a statului român, ca să merite o astfel de coaliție, adică să nu fie încă un moment irosit la fel ca USL în 2012. Păi dumneavoastră, da, domnule Nica, ziceți că dacă e să continuăm PSD din 2010, dacă e să continuăm din 2024, dar eu înțeleg că aveți colegi în partid care își pun problema mai timid, așa e adevărat, că poate n-ar trebui să mai continue din momentul ăsta al vorbirii încolo această coaliție, că ce le aduce? Sincer, și eu îmi pun aceeași problemă. Sincer, îmi pun și eu aceeași problemă, însă vă spun că am avut și eu discuții și cu siguranță sunt discuții și la cel mai înalt nivel, mai ales la cel mai înalt nivel, în care partenerii noștri euroatlantici pun mare preț pe această stabilitate. Iar România va avea mari beneficii în perioada următoare, tocmai din cauza acestei, datorită acestei stabilități, lucrurile care nu pot fi spuse la televizor întotdeauna, și care se discută în spatele ușilor închise și sunt planuri pe termen... Stați puțin. Ce s-ar întâmpla? Adică, bun, dacă, de exemplu, rămâne PSD-ul să guverneze singur, înțeleg că ar fi periculos, prost văzut de cineva de afară, asta ne spuneți, că cu această ocazie poate ne explicăm de ce n-a preluat domnul Ciolacu cu funcția de premier. Nu pot să spun acest lucru, nu confirm și nici nu infirm acest lucru. Nu cred că PSD-ul are încă o imagine foarte spălată după decenii de rușine, de politică rușinoasă pe care a dus-o în România. Așa că credibilitatea PSD-ului în rândul partenerilor extern, cred că încă nu este la un nivel acceptabil care să garanteze o... Păi și atunci vin eu și vă întreb dacă n-are imaginea asta atât de spălată. Nu mă întreb de ce v-ați combinat cu ei, lăsăm asta în urmă. Dar de ce nu vreți să vă desprindeți acum și să vă asumați o guvernare? Pe cum propriu de pildă? O guvernare minoritară. Adică să revenim la perioada 2019-2020, când am avut guvernarea Orban, când PSD urla în Parlament, măriți pensiile cu 40%. Când au ajuns la guvernare și au Ministerul Muncii, e bine, nu se mai poate să zgârcesc la 3%, când am spus 15%, ei nu, că 10% sau maxim 12,5%. Noi știm acest discurs al PSD-ului și știm că PSD-ul nu se va schimba, însă eu cred că PNL-ul dă acea... măsură de echilibru și de responsabilitate în această guvernare. Vedem că mulți spun că PNL-ul e călcat în picioare, că PSD-ul face ce păi vrea, că PNL-ul e remorca PSD-ului, să știți păi că nu este chiar. Păi nu este chiar așa. PSD dorește să pară acest lucru și să dea această impresie. Eu cred că PSD-ul nici nu cred că își dorește. Cred că anumiți colegi ai dumneavoastră aflați în... discursul politicianist al PSD-ului și această lipsă de de simț de parteneriat. Eu care cred... Da, nu știu, uite-s curios cum vede și Emilian Isailă lucrurile, că de la mine se vede așa, că indiferent ce spun domnii Bolojan, Nica, poate mai sunt vreo 2-3 pe acolo, totuși filozofia de la vârful partidului e asta. Domne, de care clan să stăm agățați? Sau dacă se poate dăm în două, și aia lui Iohannis de la Cotroceni, care ne dăm plic fiecare mutare, și aia de la PSD, care ne ordonă, iată, să-l sacrificăm de pildă pe Hăiuș, ca să pice bine Câciu de la PSD. Ceea ce domnul premier Nicolae Ciuc a executat fără crâcnire. A sacrificat colegul ca să iasă bine partea elaltă. Domnul Nica a avut, în fine, a prezentat cumva opiniei publice faptul că PNL și PSD sunt împreună mizând pe acest principiu al stabilității, care e foarte important în acest context general foarte violent, război la granița țării și așa mai departe. Marea problemă și marea ruptură în logica opiniei publice a fost că, ok,
Dacă s-a mizat pe acest principiu al stabilității, de ce atunci am avut discursuri de tipul hai să luăm banii din PNRR, hai să facem reforme, tip de discurs care apare și la PNL, și la PSD. Nu vreau să mai amintesc aici festivismul și bătaia cu pumnul în piept, cu banii din PRR, cum facem noi, reformăm țara, care vine, discursul vine de la Palatul Cotroceni. Ce ne spui tu e așa, până la reforma administrativ-teritorială sau mai știu eu, a constituțională sau ceva, ei s-au angajat oricum împreună să facă niște reforme pentru care obține miliarde de euro. Și pe care am convenit cu toții că ni le dorim noi, nu că ni le impune altcineva. Acum domnul Nica ne spune, domnule, de fapt, noi nu putem pentru că nu ne-am înțeles. Ok, dar cred că acest fapt că nu ne-am înțeles un an jumate ar fi trebuit să știm și noi, nu? Adică ideea e că pui cetățeanul român în situația în care de a-i crea niște așteptări, un orizont de așteptare, domnule, vin 30 de miliarde de la PNRR, avem pentru spitale, pentru toate alea. Și n-au venit decât 6 cu chiu cu voi care stau în Banca Națională. Facem reforme, reformăm statul și acest tip de discurs l-am regăsit și la Marcel Ciolacu, și la Nicolae Ciucă, și la președintele Klaus Iohannis, era să zic Iliescu, îmi cer scuze, așa, și a fost foarte prezent în societatea noastră, foarte, foarte prezent. Și dintr-o dată, brusc, acum, înainte, cu un an, ne pregătim să intrăm în sezonul electoral, ni se spune, domnule, stați un pic, că noi PNL am fi vrut, dar nu ne-am negociat cu PSD pentru că avem viziuni diferite. Bun, okay. Scuzați-mă, dar eu am reținut altceva din intervenția domnului Nica, și anume, niciodată nu s-a pus problema de făcut reforme. Noi ne-am propus stabilitate, iar eu ce aud prin stabilitate este că dacă tu pui niște manechine acolo ca să acopere fiecare fotoliu de ministru și de guvern, de fapt, atunci ai stabilitate, că asta, nu se mută nimeni de acolo. Asta a fost și senzația foarte multor oameni. Faptul că stabilitatea a fost înțeleasă prin faptul să nu facem non-acțiune, să nu facem greșeli mari, să ne păstrăm privilegiile, derapaje, da. Să ne păstrăm privilegiile și să fim atenți, să nu deranjăm prea mult opinia publică. Bun, da. Ceea ce înseamnă un regim politic neutru care încearcă să-și conserve puterea cu tendințe chiar autoritariste, fără a-și asuma nimic. Și acest lucru se vede și acum. Nu am avut oameni politici, lideri care să-și asume ceva în acest moment. Da, iertați-mă, mai e o completare la această stabilitate pe care începeam să o dezvolt. Asta înseamnă că stabilitatea asta a fost chiar cu prețul în a avea oameni incompetenți pe portofolii și a nu te atinge de ei. Păi avea pe domnul Popescu la energie și îmi pare rău că e colegul domnul Nica, dar domnul Popescu la energie, apropo de randament, de a te uita câți megawatts au intrat în capacitate, au fost nenumărate discuții pe această temă. 0000. Și mai recent exemplu, stabilitate, jucăm cel mai recent exemplu la care pomeneam cu Căciu, care falsifică bugetul, are tot felul de proiecții fanteziste, nu dă socoteală pentru ele. În schimb, îi reproșează șefului de la ANAF și nu mai știu care autoritate de pe acolo că ei sunt de vină. Și ce face premierul Ciucă? Îl demite pe Heiuș, pe colegul lui de partid, nu suflă o vorbă despre incompetența celuilalt ministru și lucrurile rămân așa. Și toată lumea rămâne cu senzația, da, domne, ăla de la FISC... Concursul nu era care rezistă mai mult, apropo de stabilitate. Au venit probleme peste România care au fost prost rezolvate. Da, da, și pe de altă parte... Roborul, iar ajungem la chestia asta, inflația pe toate părțile de... Pe de altă parte, niciodată nu ni s-a transmis mesajul stabilității. Domnule, noi suntem aici ca să asigurăm stabilitate. Nu ne mai întrebați de altceva. Pentru că asta trebuie să fie mesajul. Ok, e război, avem stabilitate, tăceți din gură. Când nu mai așa. Pentru că altfel nu poți să înțelegi. Adică de ce mai avem mesajele astea cu reformă, cu PNRR, cu pensii speciale? Avem un președinte de partid, îmi cer scuze, termin în 2 secunde. Avem președinte de partid, Ciolacu de la PSD, zice, vină și fac reforma pensiilor speciale. Când o face de 3 ori pe zi, de câte ori îl cauți și deschizi televizorul, el face reforma pensiilor speciale, iar ea este întârziată de 6 luni, fix, pe ceas. Domnule Nica. E întârziată de mai mult timp, dar domnule, stabilitate nu înseamnă, cum să zic, imobilism. Stabilitate era neapărat necesară, pentru că dacă țineți minte și dacă vreți vă reamintesc, mai spun încă o dată, România a trecut în momentul în care guvernul Câțu a căzut prin o serie de crize. Ori în criză ai nevoie de stabilitate ca să le rezolvi. Bun. Guvernul trebuia să rezolve aceste crize suprapuse. S-a rezolvat, credeți că oamenii aveau gândul la reforma administrativ-teritorială sau la alte tipuri de reforme atunci când le creștea prețul la energie sau când le creștea prețul la lapte sau inflația acolo? Domnul Nica, eu nu am spus că... De asta vă spun că totuși această stabilitate
nu înseamnă imobilism, nu înseamnă inacțiune, ci să rezolve anumite crize cu care nu te mai confrunt. Auziți, dacă această reformă teritorială de care vorbiți chiar dumneavoastră ar aduce oamenilor miliardele pe care știm că le aduce prin economii, exact, fiți convins că fiecare cetățean din țara asta ar fi preocupat de reforma administrativ-teritorială dacă dumneavoastră politicienii ar spune adevărul în legătură cu ea. Că așa mai vorbesc cu niște alții și noi jurnaliștii despre asta facem socotelile în locul dumneavoastră. Între prioritățile românilor. Nu este în top 10, vă spun foarte clar. Păi ar fi dacă le-ați arăta câte miliarde să economisesc și unde s-ar putea duce bani. V-am spus că o astfel de coaliție ar putea să aibă sens după 2024 dacă își propune cu adevărat reforme masive și importante, semnificative în statul român, reforme care necesită... Bun. Două treimi din Parlament ca să schimbi Constituția, ca să-ți asumi reforma pensiilor, ca să-ți asumi reformarea sistemului fiscal. Acestea sunt reforme care au nevoie de stabilitate. Da, hai să revenim în momentul vorbirii când domnul Bolojan începe să dea semnalele astea repetat, când dumneavoastră spuneți că sunteți de acord cu... Atunci când se schimbă un guvern sau alt... Dar știi ce mi-e... Care să dăinuie în timp, cred că sunt mult mai benefice pentru România ca stat, pe termen lung. Asta este esența ceea ce vrea să spună și domnul. Păi astea benefice, gen reforma pensiilor speciale pe termen lung, care e un principiu moral de bază, de temelie al așezării societății, fix astea nu se fac. Bă, că a dispărut domnul Mica, ce aș fi vrut să-l întreb, ok, o să avem alegeri anul viitor. PNL merge cu un program reformist, PSD merge cu programul lui social. Candidează separat în alegeri. Câștigă și vor să facă o înțelegere. Din nou, înțelegerea respectivă se va face cu două partide care au platforme diferite. Adică, atunci, dacă vor să schimbe lucrurile astea, ar trebui să ne anunțe că PSD și PNL merg împreună în alegeri, pentru că altfel nu poți să ai un program reformator după 2024. Deci, haideți să recapitulăm ce a zis domnul Nica. Are apărut, domnul Nica, legătură cu noi. Da. Niciun problemă, că nu e un secret și nu discutăm fără domnul Nica. Dar, unu, nu a fost niciodată vorba de reforme asumate. Asta ne-a spus domnul Nica. Și, doi, am auzit chestia asta. Până la urmă, pare că PNL-ul spală imaginea PSD-ului, care e o imagine foarte proastă după atât de multe guvernări fraudulente, nici nu știu cum să le numesc, pe cel puțin pentru partenerii străini. Și mai vedem chestiunea asta în care, da, până la urmă, nu știu cât de fericit este PNL-ul în rolul ăsta de balama, cumva, de a încerca să fie acolo la guvernare orice ar fi, dar de a nu face reforme. Și scuzați-mă, domnul Nica, confruntările pe care le-am avut în guvernarea PNL-USR au fost cât se poate de clare legate de tempoul reformelor care erau necesare. Și pe vremea respectivă se vorbea de o guvernare de dreapta de 8 ani de zile, sper că ne aducem aminte cu toții de aceste cuvinte, da, ale premierului de atunci, dar când venea vorba de efectiv de a le face, nu o să o iei niciodată, pentru că eram în Parlament, chiar președinte la Comisia de Muncă, toate subiectele tabu, astea care acum sunt fierbini și sunt ascunse, care pe unde mai sunt ascunse pe sub covoare, erau create sub forma, da, lucrăm la ele, facem niște grupuri de lucru să ne asigurăm că și UDMR și PNL, toată lumea e de acord, și apoi nu se mai prezentau oamenii la grupurile de lucru. Și orice reformă era amânată. Deci aici, pe partea de reformă, cred că domnul Bolojan are mai degrabă dreptate și nu prea e în ADN-ul PNL această... sete de reformă. Bun, și atunci întrebarea... Cele mai mari reforme în România în ultimii 30 de ani a făcut PNL-ul. Așa că, cred că USR-ul e ultimul partid care să dea lecții de reformă. Iar PNRR-ul... Nu e adevărat, domnul Nica. Să știți că chiar e primul partid care poate să vorbească despre reformă și schimbări autentice în bine ale României. Este un program care are foarte multe reforme în el și pe care guvernul, indiferent că PNL, PSD, trebuie să-l ducă la bun sfârșit. Bun. Trebuie să eliminăm pensiile speciale, trebuie să facem reforma sistemului de pensii, avem niște... Și uite niște că chiar mă întrebam dacă ați uitat că ați fost la guvernare când PNR-ul a fost scris. Nu să-și permită nici PNL, nici PSD să piardă bani europeni, pentru că evident că vor trage ponoase. Bun, domnule Nica, ca să nu irosim timpul nimănui, suntem în momentul ăsta în care se pun mai multe probleme. PNL-ul ce face? Mai acceptă situația asta în care, nu știu, la ordinele lui Iohannis și ale unor interpuși, stă agățat în coaliția asta cu PSD-ul. Dacă a crezut că e bună coaliția asta cu PSD-ul, între timp înțeleg că a descoperit că totuși se blochează niște lucruri. Ce face? Mai acceptă să se schimbe ceva, să se facă rotativa? Rămâne cu guvernarea în brațe? Își asumă, începe să vorbească deschis despre ruptura de PSD, vorbește deschis despre colaborarea cu PSD-ul și după 2024, ca să înțelegem și noi care e planul. Păi haideți să ne uităm la alternativă. Ca să vă răspund, la fel ca dumneavoastră, îmi pun problema, bun, PNL se rupe de PSD, ce punem în loc?
Păi dumneavoastră să ne spuneți că noi nu avem cum să facem. Înțeleg că v-ați resemnat că sunteți acolo un partid junior în coaliția asta și că nu se poate decât cu ei. Să ne punem această problemă. Dacă suntem un partid responsabil și suntem cetățeni responsabili. Dacă aveți un lider puternic... Nu putem să spunem numai cu o, numai jos PSD, jos PNL. Hai să vedem ce punem în loc. Eu știam că un partid... Iartă-mă, eu știam că un partid puternic vrea să câștige alegerile. Nu vrea să fie vioara a doua sau a treia dintr-o coaliție, că fără el nu se poate stabilitatea. Vioara a doua și a treia, dar nu cred că e vorba de orgolie aici și de ce își dorește neapărat un partid din punct de vedere electoral. Dar iertați-mă, ne dați o altă definiție a jocului politic în cazul ăsta. Eu asta știam că se întâmplă. Aveți un cineva trage tare în ciuda tuturor sondajelor sau prejudecăților să ajungă numărul 1 să guverneze și după aia vedem ce se întâmplă. Domnul Nica, dacă aveți un lider puternic și un partid, în fine, care găsește mesajul potrivit pentru opinia publică, luați 30% în viitoarele alegeri și atunci faceți jocurile. Adică nu înțeleg cum am putea noi să vă spunem. Fiți convins că ăsta este scopul nostru, dar asta înseamnă după alegerile din 2024. Dumneavoastră mă întrebați ce putem face acum. Am întrebat și ce puteți face acum. Și acum ce puteți face? Că văd că crește nemulțumirea față de alianța asta. Sigur, Partidul Național Liberal întotdeauna a fost și este un partid viu. Să nu credeți că votul pentru alianța cu PSD s-a luat în unanimitate. În nicio formă. A fost aproximativ 55-45% din colegii din Biroul Politic Național. Deci vă închipuiți că lucrurile sunt foarte strânse. Și cred că s-a contrabalansat porția de susținere a acestei coaliții în interiorul PNL. Ceea ce ține această coaliție legată încă este relația relativ, cum să zic, cordială între cei doi lideri ai Partidului Național Liberal și Partidului Social Democrat. Adică au o relație principială pe care eu vă spun că de multe ori nu o înțeleg sau cel puțin informația nu ajunge până la faza partidului, dar care este încă fundamentul acestei coaliții. Sunt foarte mulți colegi în PNL care nu ar mai vrea să vadă o coaliție cu PSD în următoarele, să zicem, mai mult de jumătate de an. Adică noiembrie 2023 ar putea să fie, să zicem, un moment de clarificare acestor aspecte. Mulțumesc foarte mult, domnule Nica. Nu, e foarte bună precizarea și putem să ne oprim aici, să tragem niște concluzii. Mulțumesc încă o dată, pentru că ne spune ceva foarte important acum la final, așa, domnul Nica. Mulțumim. Și anume că dacă o mai lălăie mult cu rotativa asta până în septembrie, noiembrie... Eu v-am spus că nu mai are loc, dar nu... Da, nu mai are loc, s-ar putea să decidă PNL-ul altceva. Și doi la mână că, iată, ieșirile astea ale domnului Bolojan și ale altor lideri, care acum sunt ceva mai multe ca înainte, ne semnalează că nervozitatea a ajuns foarte mare, înțeleg, nu? Și a ajuns nu neapărat mare, ci caută soluții. Eu aș fi zis că se caută niște soluții. Deci, cu care clanță terminăm. Pe de o parte, legat de PSD, auzim că domnul Marcel Ciolacu e un mare lider politic, care face, drege, rezolvă peste noapte, un nou Superman, ca să spun așa, dar care nu are curajul să preia rotativa. Deci nu face gestul ăsta, nu face pasul acesta, să ne arate cum rezolvă și cu grevele profesorilor și cu problemele din administrație, din interne și din alte zone și cu pensiile speciale. Iar în partea cealaltă, auzim cealaltă parte de paradox. Domne, sigur că noi dorim 30%, dar spune domnul Bolojan, n-avem cum să ajungem la 30% dacă nu face reforme, dacă nu încetezi cu închistarea asta, da, anchilozarea în trecut, nu facem nimic ca să nu supărăm pe nimeni. Esența este cea pe care ne-ai luat tot domnul Nica mai devreme. Relația aceasta dintre cei doi, probabil dictată, mediată, sprijinită de la Cotroceni, peste care nu poate să treacă nimeni. Impusă, peste care nu trece nimeni. Da. E mult succes, domnul Ciucă, mult succes, domnul Pode, în condițiile astea. Rămâneți acolo cu Cotroceniu că, na... O să treacă și asta, pentru că influența... Da. Înțelegem și de unde resemnarea asta cu nu putem fi lideri, deci trebuie să fim breloc. Că, exact. Până la urmă... Da, revenim în câteva momente la discuții de amploare mai mare, dacă vreți, decât politica românească. Inevitabil, pentru că vorbim de summitul european care are loc lângă Chișinău, acolo la Bulboaca. Un nume așa cu rezonanță foarte rustică. Ce să vedeți, sunt toate figurile importante ale Europei de prim rang și discută acolo și despre viitorul Europei și despre alianța anti-Putin. Revenim.
Centrul Europei s-a mutat astăzi la Bulboaca, undeva între Chișinău și Tiraspol, simbolic și tot simbolic la doar câteva zeci de kilometri de granița cu Ucraina, e summitul Comunității Politice Europene. Aici, la Castel Mimi, toți liderii Uniunii Europene și ai altor state asociate vor discuta chestiuni de securitate, energie și cooperare. A se citi printre rânduri și Marea Alianță anti-Putin. Și ceva în plus, foarte important, pentru Republica Moldova, confruntată, cum știm, cu influența Rusiei, cu propaganda deșanțată a Rusiei, evenimentul e un mare semnal de sprijin. Au salutat liderii europeni acest parcurs pro-european și pro-democratic al Republicii Moldova. Ni se alătură și domnul Anatol Șalaru, fost ministru al apărării al Republicii Moldova. Bună seara, mulțumesc tare mult! Interesantă simbolistica, pentru că un astfel de summit are loc în premieră într-o țară fostă sovietică. E practic un avampost occidental într-un spațiu până mai ieri de influență rusească. Este cel mai important eveniment care a avut loc vreodată în Republica Moldova, de la apariția ei pe hartă și ideea, inițiativa a fost a președintelui francez Macron, care a evoluat foarte mult în ultima perioadă, că, dacă îmi permit o glumă, că a venit cu ideile lui Putin, dar s-a întors cu ideile lui Biden. Și pentru Republica Moldova este foarte important acest eveniment, din toate punctele de vedere. Din punct de vedere politic, fiindcă acest summit a luat decizii politice, nu s-au luat decizii care sunt obligatorii pentru țările membre sau țările participante, dar este important mesajul care a fost transmis la Chișinău, inclusiv și de președintele Zelenski, că Republica Moldova nu este singură și că după victoria Ucrainei asupra Rusiei, problema armatei ruse din Transnistria și problema separatismului transnistrian va dispărea, se va rezolva și probabil și cu implicarea politică foarte activă a Ucrainei. Au venit promisiuni foarte mari de ajutor economic, financiar pentru Republica Moldova, care astăzi, fără ajutorul Uniunii Europene și a țărilor partenere, ar fi intrat de mult în faliment. De asemenea, s-au discutat probleme stringente pentru Republica Moldova. Deci tot ce s-a discutat astăzi este la ordinea zilei pentru Republica Moldova. Apropo de chestiunile astea stringente, domnule ministru, o observație foarte importantă, că și președinta Comisiei Europene și șeful înaltul reprezentant, mă rog, pentru politică externă al UE, Borrell, au zis că Uniunea Europeană e în regulă să intre în Uniunea Europeană, că Republica Moldova e ok să intre în Uniunea Europeană chiar și cu acest conflict înghețat din Transnistria. Au dat exemplul Ciprului, corect, care la fel a putut intra în Uniunea Europeană, deși și acolo, în partea de nord, există o problemă cu Turcia. Nu? Deci, este un alt semnal. Este o răsturnare de situație în acest caz, fiindcă pentru prima dată, după mulți, mulți ani, un lider european de asemenea rang admite posibilitatea aderării Republicii Moldova cu prezența unui conflict pe teritoriul ei. Deci până acum ni s-a spus de la Bruxelles și din toate cancelariile europene că nu se va mai repeta niciodată exemplul Ciprului. Însă astăzi vedem că Uniunea Europeană este îngrijorată de pierderea Republicii Moldova, de intrarea Republicii Moldova în zona de control a Rusiei. Și atunci se examinează diferite scenarii la Bruxelles pentru a nu admite preluarea controlului de către Putin, inclusiv și majorarea acestei sume de bani care a crescut cu aproape un miliard de euro acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Norvegia a anunțat un ajutor de 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova și alte țări au anunțat în particular sprijinul pe care îl vor acorda Republicii Moldova. De asemenea, este foarte important acordul pe care l-a semnat președintele Iohannis cu președintele Zelenski. Sprijin total pentru Ucraina de aderare la NATO, iar eu vreau să le amintesc celor care mizează pe neutralitatea noastră tradițională că
aderarea Ucrainei la NATO rezolvă problemele de securitate ale Republicii Moldova fără ca aceasta să adere în următorii ani la NATO. Deci este un summit, dacă ne uităm așa, foarte reușit din toate punctele de vedere, deși nu s-au semnat documente magistrale pentru soarta Europei sau soarta Republicii Moldova. Dar da, faptul că au venit majoritatea liderilor europeni și și-au exprimat sprijinul este un mesaj, în primul rând, trimis către Moscova, un mesaj trimis către lumea liberă și un mesaj trimis către clasa politică din Republica Moldova și către nehotăriții din Republica Moldova și către cei din Republica Moldova care vor destabilizarea situației de acolo. Da, asta e foarte interesant, domnule senator, că sunt exact mesajele astea spre o populație alminteri foarte polarizată și destul de împărțită, dar probabil din ce în ce mai puțin împărțită, să zicem, în chestiunea spre cine să privim. Spre Rusia sau spre Occident? Permiteți-mi, vă rog, în primul rând să-i felicit pe toți cei din Republica Moldova pentru evenimentul istoric avut astăzi în țara lor și, de asemenea, pentru un alt eveniment istoric care a avut loc acum 2 săptămâni. E vorba de întrunirea de la Chișinău, Moldova Europeană, un eveniment la care am participat alături de colegii mei din Parlamentul României, de o delegație USR, unde am văzut ce înseamnă 75.000 de oameni care se strâng într-un loc, veniți din toată țara și veniți din diaspora moldoveană, de peste tot din lume, inclusiv din România, evident, ca să strige acolo din toți plămânii, Moldova este Europa. Au primit răspunsul azi, cumva, astăzi, de la Europa absolut, și absolut. Și aici eu cred că este, în primul rând, de departe, zice, cea mai mare parte a felicitărilor trebuie să meargă către președintele Maia Sandu, un președinte care, din punct de vedere al relațiilor externe, pentru țara sa, a făcut, aș spune, minuni. Sigur că este un context istoric cu totul și cu totul special, pe care puțină lume poate că îl vedea întâmplându-se acum 10 ani. Dar avem un context și totuși avem un președinte care a știut foarte clar cum să-și joace cărțile, cum să meargă și într-o perioadă extrem de dură, extrem de grea. Mi-aduc aminte că ne-am văzut cu doamna președinte Maia Sandu la București și ne povestea ce înseamnă ca prețul gazelor să crească de 6 ori. Ce înseamnă pentru o populație cu economii reduse și cu putere de cumpărare foarte scăzută să treacă printr-un șoc atât de mare al creșterii prețurilor. Și într-o perioadă extrem de delicată, în care ne aducem aminte de protestele care se întâmplau și înțelegem că erau și cu influență din spațiul rusesc, ajungeam la o zonă de destabilizare a unei țări, cu ușurință, apropo de dimensiunea țării și apropo de propaganda rusească. Iar astăzi am văzut o Republică Moldova strălucind, am văzut că din punct de vedere al relațiilor internaționale, doamna Maia Sandu joacă un rol extraordinar de bun, și din păcate vă spun cu tristețe, m-aș fi bucurat ca și România să aibă o performanță egalată undeva măcar la acest nivel din perspectiva agendei noastre. Vorbim de Schengen, vorbim de alte elemente pe care România ar trebui să și le obțină. Cred că e foarte interesant de observat că în afară de Rusia și Belarus, toată Europa e acolo, până și microstate ca Andorra sau Monaco sunt prezente acolo. Păi a lipsit Turcia, mă rog, probabil într-un semnal din ăsta de... Trebuie să facem precizarea că acest Consiliu Politic European este o construcție propusă de președintele Emmanuel Macron în 2022, care exact are acest scop de a limita influența Rusiei în Europa. Și ideea domniei sale, acest summit de la Chișinău este al doilea, a mai fost unul, mi se pare că la Praga. Dacă nu mă înșel. Și exact acest lucru l-am văzut astăzi la Chișinău, acest semnal foarte puternic de unitate a întregii Europei, indiferent că ești membru Uniunea Europeană sau nu ești. Au fost prezenți 47 de șefi de state și de guverne din Europa. Într-adevăr, nu s-a repetat, am avut președinta Kosovo și președintele Serbiei la aceeași masă, în aceeași încăpere. Deci nu vorbim de Uniunea Europeană. Nu vorbim de Uniunea Europeană. Toată Europa. Și ai avut state care acum sunt în plus câteva zone. Bun, Armenia, Azerbaijan erau subiect de discuție, de mediere. Ucraina, să nu uităm. Și Ucraina. Deci semnalul politic este foarte, foarte puternic. Și exact cum spunea domnul ministru Șalaru, ce a fost și este cel mai important eveniment, eu am scris că este cel mai important eveniment politic din Republica Moldova de la semnarea
de la declararea independenței față de, de Rusia de, și în, în august 1991. Și cred că, cred că așa e. Deci, și pe de altă parte, domnul senator a amintit de performanțele Maia Sandu. Să știți că în situații de criză se vede tăria unui lider, pentru că putea să o ia în orice direcție Maia Sandu când i s-au scumpit gazele de 6 ori. Putea să se ducă spre Georgia, unde vedem ce se întâmplă în guvernul georgian și cum au guvern pro-rus în mijlocul unei și nu mai au primesc nimic de, de la ruși, sau putea să se ducă în orice direcție, cum bun, se bun. Întâmplă în Ungaria. Deci decizia să este fim, pur și simplu a liderului politic. Să fim realiști, nu înseamnă că, nu știu, toată populația Republicii Moldova, fără excepție, a căzut pe spate în admirație. Dimpotrivă, există din potrivă, în continuare există un bun segment. Da. Asta ziceam ceva mai devreme, probabil că el se tot împuținează, așa, infinitezimal în fiecare zi. Pentru că ai un lider hotărât care îți oferă o cale, reușește să-și aducă oameni importanți din Europa ca să-i susțină această cale, reușește să livreze bani, adică să aducă și ajutor economic cum poate, și așa se susține o cale, că dacă zici că da, vrem în Uniunea Europeană... Adică îmi imaginez că se uită la episodul ăsta și băia din Găgăuzia care acum două săptămâni votau un pro-rus acolo... ca să rămână în continuare în, erodez, în subdezvoltare și în, în legături cu Moscova. E un discurs al Maia Sandu ținut în urmă cu câteva săptămâni care vorbește de trădătorii din interiorul Republicii Moldova, care erodează pur și simplu speranțele oamenilor de a adera la Uniunea Europeană. Un semnal interesant venit, domnule Șalaru, nici mai mult, nici mai puțin, decât de la șeful FSB, fostul KGB, un personaj care extrem de rar apare în public și dă declarații, a făcut-o la o reuniune din asta de a CSI-ului cu șefi de servicii de, de securitate și care spune așa: occidentalii atrag în mod activ acum Republica Moldova să participe la conflictul ucrainean, îndemnând-o să curețe Transnistria cu forța. Și aici, probabil că, ce trebuie să citim? E reacția asta că, cumva, după ce s-a și spus că poate intra cu tot cu conflictul înghețat, rușii se tem că nu vor mai avea pic de influență nici acolo. Asta înțelegem? Această retorică se vehiculează de mai mult timp. Rușii învinuiesc Republica Moldova și Ucraina că vor să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Este doar o declarație cu scopul de a instiga un pic spiritele, de a țăța spiritele a Republica Moldova și printre găgăuți și printre cei din Transnistria, și în atenția cetățenilor ruși, fiindcă ei au nevoie de motive pentru a escalada un pic situația în regiune. Dar nu există o asemenea decizie, nu există o asemenea intenție. Dimpotrivă, Republica Moldova a cedat de foarte multe ori din drepturile pe care le avem și pentru a păstra calmul și liniștea în regiunea separatistă transnistreană. Mai mulți oficiali ruși au declarat inclusiv astăzi și ieri că noi, Rusia, adică trebuie să ajungem la frontieră cu România. Asta este scopul lor, dar sunt doar declarații, fiindcă nici pe cale militară, nici pe altă cale, Rusia nu mai poate ajunge în Republica Moldova și nu își poate sprijini armata din Transnistria. Acum ei sunt la mâna Chișinăului, ca să spun așa, și a Chivului. Dacă Chișinăul decide să le taie finanțarea, aprovizionarea, atunci aceștia vor muri de foame în Transnistria. Dar Chișinăul în relația cu Transnistria pornește de la ideea că aproape 80% din cetățeni au cetățenia Republicii Moldova și se poartă cu ei la fel cum se poartă cu proprii cetățeni. Deci noi, metodele noastre sunt europene și civilizate. Da, iar apropo de europene, semnalul este că negocierile privind integrarea Moldovei ar trebui să înceapă anul ăsta, spune Ursula von der Leyen acolo. Nu? E... Acum să ne uităm un pic așa, pragmatic vorbind, și la partea concretă. În momentul în care vezi că negocierile încep efectiv, în momentul în care vezi că probabil ți se promit și alte legături de sprijin economice și așa mai departe, lucrul ăsta e un semnal și mai important. Semnalul e important și probabil că și momentul începerii negocierilor va fi foarte important. Dar între începerea negocierilor și aderare e o perioadă lungă de timp. În România țin vreo 7 ani. Deci mă aștept ca și în ce privește Republica Moldova să fie tot o perioadă de ani de zile. Dar e foarte important să înceapă, pentru că în acel moment fiecare cetățean din Republica Moldova va ști că indiferent de un an, doi sau trei,
la sfârșit va, țara Moldova va fi în Uniunea Europeană. Da, să nu uităm că în discursul doamnei Maia Sandu era trecut acolo. Copiii care s-au născut astăzi în Moldova vor intra la școală în clasa 1 în, ca cetățeni europeni. Deci există această perspectivă de 7 ani, da, pe care Maia Sandu o asumă, dar să nu uităm că preaderarea înseamnă și fonduri de preaderare, înseamnă și închiderea unor capitole, înseamnă și lucruri care să înainteze și pe care cetățenii să le resimtă favorabil și atunci poate că și barometrul acesta al direcției să se îmbunătățească mult mai mult. Mulțumesc, domnule Șalaru, mulțumesc invitațiilor din platou. Ne reîntâlnim mâine seara la 21. Pe curând!